domnul Vasile Șoremar, un om absolut excepțional, care a lăsat de râs, de râsul lumii, toată Asociația Istoricilor și toți istoricii noștri, din simplu motiv că a făcut niște lucruri net superioare pentru un specialist în economie, doctor în economie, un om cu o inimă mare, care este, așa s-a întâmplat, că este foarte apreciat în America, în Canada, nu mai zic de România, om care a creierat mii și mii de kilometri pentru a ne face cunoscut cu situația românilor care au mai rămas și care au dispărut, cu părere de rău. Este autorul celebrului volum, album Românii din jurul României, care a fost apreciat la înalta valoare asta, inclusiv și artistică și de aceea vreau prin acest moment să-i mulțumesc domnului Șoimaru, fiindcă anume el este acel om care m-a îmbărbătat foarte mult când publicam câte un material mai parat în literatura așa asta, sau Flux, când a ieșit cele trei părți a articolului meu, Cadrele bolșevicilor, în Flux, și care au fost apreciate și preluate de marele nostru Pau Goma. Poftiți, domnul Șoimaru. Mulțumesc, frate, bună ziua! Nu mă bucur tare mult de atâtea lauri, că nu am să-i dau Dar vreau să-i mulțumesc lui Alexandru Morară pentru ce și-a făcut el până acum și poate mai ales pentru ce și va face el în continuare. Vreau să-i mulțumesc acestui minunat bărbat, tot Morar și el, pentru ce și-a vorbit asta aici, chiar să știți că vă iubesc mai mult de azi înainte. Și Mariani Țaranu tot la fel, minunat, dar fratele meu, Constanteanu, practic Constanteanu meu, Olesnic, Iuri, Rafael și celorlalți. Eu am vrut atât, am vrut să vă mulțumesc și am vrut să vă felicit pentru această frumoasă lansare de carte. Deosebit de frumoasă. Aproape că e mai mare, de aproape că e mai frumoasă, de așa de la altă era la care eu am participat cu o carte, care am adus-o cadou, Morarul ăla. Alexandru, bine ai făcut, ai spus că noi tipări că mai 100 de exemplare. Eu cred că o să lăsați oameni care au fost să mai tipărești o câteva sute de astfel de cărți, pentru că tu faci lumină fără spitele. Câteva săptămâni urmă am participat la o lansare de carte la Bacău. Cartea generală Radu Teodor. România, românii și comunismul. O carte deosebit de curajoasă. Acolo la Bacău, de data asta nimeni n-am tras sub mesă, dar am fost 2 ani în urmă când am lansat romanul lui Ione Chim, o cereșă pentru Mareșal. Dom'le, toți au mulțit și deu și fricor și nu vrea nimeni să poată o vorbă și mai mulți se uitau în pământ decât la vorbitori. Uite, au trecut numai 2 ani de atunci și anul ăsta și se datorează această mare provocări pe care a făcut-o alt Antonescu, un prăpălit de Antonescu care îi spune crin. Iată, acest crin a făcut o crimă, a venit cu un proiect de lege în Parlamentul României. Domnule, să ne pedepsească, să ne pagine prin pușcării de toți cei care vor vinea de noi aici, toți suntem buni de băgat la bubă și să mergem cu toții la pușcării. Trebuie să urmăm pe Mareșal Antonescu. Nu vom face acest lucru. Deocamdată noi mai putem vorbi aici, mai putem spune și câte am să putem, am să puțin și am să spate la ideală și documente și cărți și așa mai departe. M-am plâns chiar la această lansare de la Bacău. Am spus, domnule, nu mai știu dacă mai merită să mai rămână rândul unioniștilor. Pentru ce trebuie să mă unesc o țară care a doua să mă bagă la pușcării, pentru că eu vorbesc liber. Rău, doamne, am strâns foarte multe aplauze. Știți că prins această provocare a lui Crin Antonescu, în sfârșit, eu trezit pe români să gândească mai liber și mai mult. Era un singur jurnalist care
Un fricos care a raportat, iar a trimis acolo, desigur că era trimis la cealaltă țară de carte și generalul n-a vrut să răspundă la provocările lui. A spus, domnule, lasă-mă în pace că vreau să ajung la București. A ajuns la București, a sunat țara, a fost cu bine și lucrează mai departe, face personoasă. Scris mai bine odată la Chișinău. Am trecut, am participat aici la Chișinău cu un roman de-al său, acum lucrează la alt roman. Dar știe ce a tipărit Bacău, e deosebit de curajos, care e extraordinar, la nu cine se interesează, la editora Vicovie, la etajul cu Elice. Întrează, dacă mai este carte și dacă nu vă cumpărat-o al de Vizier și alții de ieșit adânsul, cu pe întrebterajul și s-au destrugă. Dragă frate Alexandre, mă bucur foarte mult, te cunosc și îmi ești prieten. S-am adus adiat această lucrare pe asta la altă, cu istoria Basarabiei. Un frate de-al nostru din Germania a finanțat acest proiect, a apărut cartea, 8 oameni au lucrat această carte, în 9 luni s-a născut, cam povește, s-a născut, a venit, a fost tipărit câteva zile în urmă. Nu mă rog de exemplare, a fost tipărit deocamdată. Și ți-o dăruiesc cu mare drag. Și cred că și domnul ăsta, celălalt notar, o să primească un cadou de Easter și poate și Marian o să primească un cadou de Easter, poate o să se bucure și Iurie și ceilalți. Sănătate, cu bine, să vă mulțumesc.